despre Kuzuno Honkai sau Scum's Wish. E unul din manga-urile mele favorite și care a avut un sezon de anime absolut fantastic. Dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand cu tot dragul, cred că am mai povestit despre el. Dar de data asta suntem aici să vorbim despre manga-ul care este scris de Yokoyari Mengo. E o artistă foarte faină care mai are câteva manga-uri la activ. Unul din motivele pentru care îmi place acest manga și vi-l recomand e faptul că pune o întrebare destul de simplă și povestește despre o chestie destul de simplă, în cazul ăsta fiind dragostea. Pentru că îmi imaginez că și tu vrei să fii iubit, și tu vrei să iubești pe cineva și că în momentul în care te îndrăgostești de ceva, iar acea persoană nu-ți întoarce sentimentele, e ceva absolut dureros și nasol și e greu să treci peste toată chestia asta, amăgindu-te probabil foarte mult pe toată ideea. Cred că toți am trecut printr-o experiență de genul și acest manga face o chestie absolut spectaculoasă încercând să răspundă și oarecum să te îndrume printr-o poveste absolut fascinantă cu niște caractere extraordinare prin toată tragedia aia care înseamnă adolescențe, viața de, cum îi zice, student și de ce nu chiar și după, când te îndrăgostești, când totul se simte foarte, foarte puternic și foarte, foarte real. Iar aici avem un cuplu care amândoi sunt îndrăgostiți fiecare de o persoană care nu iubește înapoi. În cazul protagonistului e vorba de o profesoară, în cazul protagonistei e vorba de un profesor care i-a fost prieten din copilărie, iar cumva soarta i-a dus pe cei doi protagoniști împreună la acea școală, în această chestie foarte ciudată, în acest triunghi, nici nu pot să zic triunghi amoros, sincer, foarte ciudat, iar dat fiind că profesorii se iubesc între ei și sunt împreună, la fel ajung și caracterele noastre principale să se folosească unul pe celălalt în a încerca să-și trăiască visele de care nu au parte, imaginându-și că cealaltă persoană e persoana pe care și-o doresc. Iar, bineînțeles, la suprafață, cel puțin, lumea crede că ei au o relație perfectă, dar, în realitate, bineînțeles, tocmai v-am spus cum stă treaba și toată chestia asta duce o droaie de întrebări fascinante și o droaie de dureri și lucruri care lumea foarte greu le discută și, din punctul meu de vedere, le văd ca fiind tabu. Iar chestia asta, faptul că ei se folosesc, caracterele astea sunt și foarte inteligente pentru că știu și sunt foarte conștiente de lucrul acesta și că lucrul acesta poate să le facă pe ele, obiectiv vorbind, niște persoane rele, deoarece să folosesc de o altă persoană, dar atâta timp cât în mintea lor ei își zic și se asigură una pe cealaltă că atâta timp cât și-au dat acordul, totul e ok. Dar, bineînțeles, lucrurile nu pot să fie așa ușoare, pentru că nu sunt așa ușoare nici în viața reală și se complică. Pentru că cu cât merge relația lor, cu atât mai mult se văd unele rupturi în dinamica lor. Faptul că ei vor pe altcineva și că le lipsește, de exemplu, o atingere mai specială și mai specifică. Și faptul că nu reușesc aceste caractere să comunice ca lumea între ele și că ajung să se înșele cu alte persoane. Iar toată chestia asta atrage alte persoane, cum e, de exemplu, cea mai bună prietenă a protagonistei, care îi face viața un dezastru și o pune într-o situație foarte, foarte grea, dar într-o situație care e și protagonista. Și mai este, de exemplu, o prietenă din copilăria a protagonistului care trece pentru o chestie similară și e atât de interesant să vezi toată chestia asta,
care oarecum îi distruge din interior și îi mănâncă, având, de exemplu, protagonista crezând că e selfish, că e prea consumată de nevoia ei de a fi iubită și a fi nevoită de cineva și să iubească pe cineva, indiferent cine îi și distrugându-i mental, făcându-i să se transforme în ceva absolut toxic ca persoană, care nu te mai crezi bun pentru nimeni, nu te mai crezi că meriți să fii iubit sau iubită, nu mai crezi că meriți să exiști sau să fii parte din viața cuiva. Iar bineînțeles, astea sunt lucruri greșite și sunt lucruri aduse de propria minte și de acțiunile greșite și greșelile făcute de această persoană, plus dezamăgirea în dragoste. Iar asta e o temă foarte, foarte fascinantă. Iar faptul că prin povestea asta vezi evoluția caracterelor și toată drama și la un moment dat o să, dacă citiți acest manga, o să învățați despre felul în care gândește, de exemplu, profesorul, persoana de care protagonista e îndrăgostită, sau profesoara care vrea să fie iubită, și dar într-un mod mult mai materialistic oarecum, unde bărbații să o vadă ca pe un preon, să devină obsesia acelor bărbați, știi? Să fie ca un trofeu pentru ei. E foarte, foarte interesant și foarte, foarte ciudat din punctul meu de vedere, dar îi pe cât se poate de matur, având legătură cu dragoste, sex, dezvoltare personală, mental health, homosexualitate și încercat de a-ți găsi o personalitate, un purpose in life, și a încerca să-ți dai seama de tot ce înseamnă mersul ăsta din lume, iar cât de mult înseamnă oamenii care ți-i aduni în jurul tău și cu care oarecum te asemeni și te asociezi, și cât de mult te influențează ei și tu pe ei și așa mai departe. E foarte, foarte importantă toată chestia asta, toată dinamica asta, iar acest manga o face într-un mod absolut fabulos. Iar dacă n-ați citit sau n-ați văzut anime-ul Scum's Wish, vi-l recomand cu tot dragul. Ia toate subiectele astea foarte în serios și o face foarte, foarte bine, încât să te atașezi foarte mult de aceste caractere. După ce s-a terminat anime-ul, eu trebuie neapărat să citesc manga-ul, l-am citit și absolut fenomenal, de-aia vi-l și recomand. Nu uitați că întotdeauna acest episod de Recomanga vă este adus de Books Express și Recomanga. Gata, nu vă mai zic nimica, să nu vă stric experiența sau să nu vă dau spoilere. Să vă uitați, uitați like, share and subscribe. Și să-mi spui ce părere ai avut dacă ai văzut anime-ul sau ai citit manga-ul în comentariile de mai jos. Pe data viitoare, pa, pa!